La nivelul județului Sălaj, din cele peste 45.000 de persoane eligibile pentru a primi vaccin antigripal gratuit, doar 8.300 au și făcut vaccinul. Potrivit medicului Ligia Marincaș, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, au fost vaccinați antigripal 2.792 de bolnavi cronici, 2 gravide, 1.098 de cadre medicale, 435 de persoane instituționalizate și 3.987 de persoane peste 65 de ani. La nivel național au fost vaccinate antigripal 387.353 persoane din grupele de risc cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății, iar până la data de 4 ianuarie au fost confirmate 3 cazuri de gripă și, din fericire, nu a existat niciun deces. Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă măsură de prevenire a îmbolnăvirilor, a complicațiilor și a deceselor prin gripă. Deși există o modificare distinctă a antigenicității virusului gripal AH3N2 față de virusul din vaccin, având în vedere circulația concomitentă a celor două virusuri aflate în vaccinul antigripal, se recomandă vaccinarea antigripală la persoanelor vulnerabile, selectate în grupele de risc, respectiv persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni sau cu factori de risc preexistenți.